1989, Alexandru Gheorghiu era angajat la fabrica de ciocolată din Brașov, absolvent a doar 10 clase și fără nicio înclinație artistică. O altercație cu un amic avea să-l arunce după gratii pentru 13 ani. Fă la nimica, toată ne-am luat la bătaie, m-a lovit, l-am prins din mai tare și a murit. Și uite cum m-am trezit cu 19 ani de închisoare în spate. M-a prins Revoluția pe Jilava, m-a arestat, m-a dus la Coda, de la Coda la Jilava, acolo m-a prins Revoluția. După ce s-a terminat Revoluția, ne-a pus pe cursă la Mărginene, am stat un an și ceva și de la Mărginene ne-a pus pe cursă la Gherla. Ca deținut la Gherla, lucra la o fabrică de mobilă. Într-o zi am desenat pe perete din plictiseală o vază de flori cu creta. A fost așa mai naiv cu totul, dar atât de mult bucurie mi-a dat, a fost ca o revelație pentru mine. Pe urmă am început cu creonul de tâmplărie, nu am început să desenez pe placajele defecte, nu m-am mai mulțumit nici creonul, vrea în culoare și culori de unde, pensule de unde. Dar în schimb aveam baițurile care să băițuia mobila, mi-am luat pensionul de bărberit, mi-am făcut dintr-un lemn și mi-am legat și mi-am pus poliester și mi-am făcut vreo 3 pensule așa mai primitive. Imaginația sa începuse să depășească zidurile pușcăriei și gardul de sârmă ghimpată și recompunea din memorie cadre dragi din Brașovul său, în special din Scheiul unde copilărise. Milițienii nu îi vedeau că îmi fac treaba, în primul rând și în al doilea rând, zice, băi, ce e o preocupare frumoasă, pașnică, decât alții care în timpul liber cine știe ce prostii făceau pe acolo. A venit și contabilul șef, că era fabrică și cu civil. Și a venit să vadă pe acolo, ce băi, cine strică mie placajele? Și când le-a văzut pe pereți, ce mă, dar-i frumoase. A reușit să facă rost de materiale pentru pictură, nu dintre cele mai bune, dar cu care a încărcat pereții clubului de recreere a deținuților. La o vizită a unor oficiali, asistența a rămas cu gura căscată. Păi cine le-a făcut, domnule, făcut, da? Păi, la încigionele, cât costă? Întrebau străine, erau niște americani, niște englezi. Oștia, eu stăteam și țin minte că dormeam în pași și vine un ofițer de servici, un ofițer de la... Gheorghiu, îl îmbracă, te cheamă ăia cu tal. Cine, domn? Dar am făcut, ce-am făcut, domn? N-ai făcut prea multe, hai! M-am îmbrăcat și îmbracă-te frumos, eram nebărberit. Unul mă bărbera pe o parte, un coleg altul ăla, n-aveam cămașă, mi-a dat unul o cămașă, o haină pe mine. Alexandru a avut norocul să fie discipolul unui cunoscut pictor din Cluj-Napoca, Vasile Gheorghiță. Odată pe lună, acesta venea în închisoarea din Gherla și o zi întreagă lucra cu Gheorghiu. Am început să-mi pun sufletul acolo. Deci era suflet și culoare. Treceam prin toate amintirile mele, film era în capul meu, dar o descărcare fantastică. Atunci m-am descoperit eu pe mine. Atunci am sărit în maniera asta, în culori, simțeam culori puternice, trăiri. Am început să-mi placă mie ce făceam. Le-am luat și le-am bătut în cuișoare pe tot atelierul ăla pe acolo. Îți dai seama, 200 de lucrări diferite, dimensiuni și mai mari. Le-am bătut și ori împrejur. Îți sărea un cap, mă, ce era acolo. Un redactor de la Radio România, care a vizitat închisoarea, a intuit că Alexandru Gheorghiu va ajunge un pictor de anvergură și a organizat o expoziție la Sala Dales din capitală. Toată lumea era în fierbere, de la comandantul penitenciarului până la ministrul de interne. Îmbrăcați-l, vă omor, cum îl îmbrăcați? Nu-mi găsea haine, ăștia să mă ia ca tot aducea ajutoare. Ce ajutoare? Material, coroitorul care făcea la cadre, fă mie. Am poze acolo. Costum negru, băi, un castă, băi, Gheorghiule, ce culoare vrei? După mea zic... Erați vedeta pușcării? Ce? Nu știa ăștia cum să comporta. A chemat și un psiholog. Eu am fost ca un experiment prima oară. Ce, dumne, să vadă lumea, artiștii și pe urmă și un psiholog să vadă lucrările mele, dacă nu-i un scrălozat. Și, dumne, e un om normal, eu n-am, știu. M-a supărat puțin chestia asta. După succesul primei expoziții, a apărut în diverse reportaje, ceea ce l-a făcut să fie căutat de admiratori, mai ales de admiratoare. Prindeam câte 10-20 de scrisori, pe mă, și câte 40-50 de scrisori pe zi. Primeam din toată țara. După ce erau fetele în căsătorie? Am, vă arăt scrisoare. Au venit femei la expoziție. Au fost aici în casă. N-am știut că lumea atât de colorată. Au mai urmat și alte expoziții, iar după eliberare, picturile sale au ajuns în săli de artă din mai multe orașe ale lumii.
100 de lucrări prezentate la un festival al românilor din Dallas au fost toate vândute, iar un tablou semnat Alexandru Gheorghiu se află la loc de cinste la NASA. Acum trăiește cu soția la München, unde își vinde acoarelele chiar și pe stradă, ca un adevărat boem. Nu poate sta departe de Brașov și vine acasă destul de des. Acum, la aproape 10 ani de la ieșirea din închisoare, se simte eliberat și sufletește de povara crimei pe care a comis-o accidental. Îmi pare rău din ceea ce am făcut. I-am făcut parastas acolo, a venit preotul, de atunci nu l-am mai visat. De două ori l-am visat, apoi am făcut parastas acolo cu părintele, așa. A fost căință atât de puternică că nu l-am mai visat. Și nu am nicio povară pe suflet. Poate cineva ar vrea să mă condamne. Bă, dar da, mi-am plătit față de societate greșeala pe care am făcut-o, față de divinitate, acolo e cel mai important. Dar dacă eu nu simt apăsarea asta aici, înseamnă că, eu știu, cred că și Dumnezeu m-a iertat.